partidul pe care a inițiat pe Ionuț. Încă suntem în runda 5-6, meciul continuă. Acum eu tocmai am încasat un pum, îmi revin, mă rog, metaforic vorbind. Dar nu știu ce aș putea să vă spun. E dificil să te confrunți cu Kafka. Pentru că este o confruntare. Nu e comod, nu e ușor, te înțeapă. Nu prea ai cum să-i răspunzi decât încercând să... Nici nu vine să zic să te apropii de el. Eu personal nu am rezervele mele. Nu mă pot apropia ușor de scritura lui Kafka. Mă sperie, mă înfrigurează. Dar tocmai asta e provocarea și tocmai asta, de asta aștept până la capăt să văd ce o să iasă din meciul ăsta.